Bună dimineața tuturor! După o zi foarte frumoasă și însorită, urmează una la fel de caldă, dar ploioasă. În vestul, centrul și nord-estul țării vor fi în orări ploi însoțite de descărcări electrice, dar și intensificări ale vântului. În timpul nopții, în zona montană, precipitațiile vor fi mixte. Începem cu partea de nord-est a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi cerul va fi acoperit de nori. Va ploua atât în Baia Mare cât și în Satu Mare, vor fi descărcări electrice, iar temperatura maximă se va încadra între 14 și 15 grade. Stăm la fel astăzi în Crișana, după cum ne anunță meteorologii, calitățile de apă vor fi însemnate, în special în sudul teritoriului Crișanei. Va ploua și în Oradea, iar temperatura maximă va ajunge până la 13 grade. Dacă locuiți în Banat, puteți avea nevoie de umbrele astăzi, după cum ne anunță meteorologii, și aici se anunță precipitații, iar temperatura maximă se va încadra între 14 și 15 grade. În Oltenia avem parte de un cer acoperit de nori, dar se pare că vom scăpa de precipitații. După cum vedem, în Craiova avem parte de un cer mai mult selin, nori în Târgu Jiu, dar și în Drobeta, Târgu Severin. Temperatura maximă se va încadra între 19 și 20 de grade. Vreme ploioasă pe tot parcursul zilei în Transilvania. După cum ne anunță meteorologii, la munte, în zona montană, precipitațiile vor fi mixte, în special în timpul nopții. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 11 grade în Miercurea Ciuc și 15 în Deva. În Moldova avem parte de razele soarelui numai în sudul teritoriului, atât în Focșani cât și în Galați. În rest, după cum vedem, vreme închisă, mohorâtă și ploioasă, cu următoarele temperaturi. Avem în Suceava 15 grade și 18 grade în Focșani. În Dobrogea, vreme foarte frumoasă, astăzi nu va ploua, cerul va fi variabil spre senin, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va încadra între 16 și 18 grade. Stăm la fel de bine și în Muntenia, va mai bine, după cum ne anunță meteorologii, astăzi va fi cel mai cald al anului din țară, în sudul teritoriului Munteniei, cer mai mult senin, cu 22 de grade atât în Giurgiu cât și în Călăraș, 19 grade în Buzău și în Brăila. În capitală, de dimineață se înregistrau 10 grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 21 de grade. Astăzi vremea va fi absolut superbă, iar vântul va sufla slab și moderat. Cam atât despre vreme, să aveți o zi excelentă!